Salutare, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În primul și în primul rând, la mulți ani, să aveți un an nou, bun, plin de realizări și să vi se îndeplinească cele mai mari și mai puternice dorințe pe care le aveți voi dintotdeauna, să se îndeplinească anul acesta. Vin la voi astăzi cu un clipuleț de tip Q&A ca să deschidem anul așa frumos. Este primul clipuleț pe care eu îl postez pe luna ianuarie, deși în luna decembrie am zis că o să facem daily vloguri în luna ianuarie. A fost o perioadă foarte aglomerată pentru mine, cred că cea mai grea și cea mai aglomerată perioadă din ultimii ani, dacă pot să spun așa. Am fost în plină mutare, urmează să vedeți asta în clipulețele ce vor urma. După cum vedeți, și decorul este altul. Dar o să povestim mai mult în clipulețul de astăzi, așa că să începem ca să nu ne lungim foarte, foarte mult. Nu o să vreau să fie un clip extrem de lung. Am aici celălalt telefon al meu, în care am salvat întrebările voastre, întrebări pe care mi le-ați lăsat pe linkul pe care l-ați găsit la mine pe story, prin aplicația aceea cu întrebări anonime. Am observat că aveți mai mare curaj să-mi lăsați întrebări dacă sunt anonimi decât dacă știți că o să vă văd numele. Așa că am aici întrebările voastre și sunt câteva, dar o să le luăm pe fiecare pe rând. Nu merge ăla, nu știu de ce. Nu merge încărcătorul sau nu merge priza. Mersi. Ce roșoi. Revenind. Voi lăsa întrebările despre cererea în căsătorie la final, pentru că sunt cele mai multe. Au fost întrebări doar legate pe tema asta. La o parte dintre ele voi răspunde, dar să știți că o parte dintre întrebări sunt mult prea personale. Așa că vreau să vă atrag atenția aici. Am primit mesaje și pe Instagram în genul acesta și vreau să vă atrag atenția că dacă sunteți urmăritoare de ale mele și dacă eu mi-am expus viața aici pe YouTube, asta nu înseamnă că aveți dreptul să mă întrebați chestii foarte personale. Am primit întrebări în genul, nu știu, câți bani faci tu și Florin și dacă vi aveți la comun sau, nu știu, foarte multe întrebări în genul ăsta. Chestii care nu vă privesc pe voi, atâta timp cât eu aleg să expun doar o anumită parte din relația mea și din viața mea, încercați să vă limitați la ceea ce vedeți și încercați să nu puneți întrebări care sunt prea personale. Nu știu, tind să cred că mulți dintre voi nu realizați cât de deranjante sunt unele întrebări, așa că v-aș ruga tare mult pe viitor să vă controlați un picuț curiozitatea înainte de a-mi lăsa anumite întrebări. Bun, haideți să începem. Cineva mă întreabă de cât timp lucrezi la salon. Nu mai lucrez în salon, lucrez de acasă momentan. Cu acte, cu totul în regulă, un scurt timp o să fie schimbări și pe partea asta. Momentan lucrez de acasă, am renunțat la salon în anul acesta, din ianuarie 2024. N-am început de mult să lucrez pentru că a durat un picuț, a fost un proces mai lung ca să pot lucra și să fie totul în regulă și legal și așa mai departe. Dar am lucrat în salon 6 ani, nu, 5 ani. 5 ani am lucrat în salon și comparativ cu salonul este mult mai ok să lucrezi de acasă, dar nu neapărat lucratul de acasă, cât să ai spațiul tău. Din acest motiv am și renunțat la salon eu, pentru că nu aveam spațiul meu, nu aveam o cameră închisă, nu aveam intimitate și cumva nu mă mai simțeam bine în locul în care eram. Îmi doresc să-mi deschid un spațiu al meu. Îmi doresc să mă extind cu timpul și să extindă totul atât de mult încât să pot să transform spațiul respectiv într-un salon. Dar asta o să fie în timp, vorbim de ani. Dar din acest motiv am renunțat eu la salon. Este foarte bun și este de luat în calcul atunci când nu ai deloc cliente și vrei să-ți formezi un anumit număr. Dar, luat pe cealaltă parte, să știți că eu... 99,9% dintre clientele pe care le am sunt clienții care mi-au venit de pe Instagram, de pe YouTube, de pe Facebook. Cred că din salon am 2-3 atât și să știți că am foarte multe clienți care mi-au rămas și îmi vin oriunde. Mai departe,
Te vei gândi să faci daily vlog de curățenie, gătit sau rutina de îngrijire personală, testare produse. Daily vloguri de curățenie sau de gătit am mai făcut. Nu o să fac genul de clipuleț în care să facem un clean with me, pentru că nu asta este ceea ce îmi doresc la mine pe canal. Eu, într-adevăr, urmează să mă căsătoresc, dar nu vreau să-mi transform vlogurile în vloguri de casă, în vloguri de, nu știu, care se tind în zona aceasta. Îmi doresc să testez produse, îmi doresc să fie un canal de, nu știu, daily vloguri, de aduse într-o altă zonă. Îmi doresc să vedeți lucruri interesante. Știu că am printre urmăritoare mămici, dar să știți că eu nu sunt mămică, prea curând nu o să fiu. Așa că daily vlogurile mele nu vor fi despre curățenie, nu o să vă recomand produse, că tot așa am mai primit mesaje în care mi-ați spus să vă recomand nu știu ce produs de curățat, calcar sau ceva produs de curățat, faianță sau alte lucruri. Nu o să vedeți așa ceva la mine pe canal. Cu siguranță cine este în căutarea unei soluții foarte bune de curățat nu o să intre la mine pe canal să caute. Mai mult ca sigur o să meargă pe alte canale sau o să caute în cu totul alte locuri, așa că nu o să vedeți așa ceva la mine pe canal. Daily vloguri de gătit am și în continuare voi mai avea, pentru că, după cum bine știți, încerc să mănânc cât mai sănătos și eu și Florin, așa că o să vedeți la noi destul de multe rețete și destul de multe vloguri în care o să gătim, dar să știți că nu o să le găsiți pe canal sub denumirea unui vlog clasic. Astăzi gătim brioșa, astăzi gătim nu știu ce, trebuie să-mi urmăriți daily vlogurile ca să vedeți și rețete, să vedeți și vloguri în care gătim și în care facem curățenii, dar nu o să avem clipuri dedicate strict pentru asta. Din acest motiv ar fi bine să urmăriți toate clipurile, pentru că eu mai am pe canal genul acesta de clipuleții în care ofer fix ceea ce voi îmi cereți, doar că din moment ce nu urmăriți, automat n-aveți de unde să știți. Cu rutina de îngrijire personală, la fel, să știți că am aici la mine pe canal un clip în care v-am prezentat rutina mea de seară, așa că puteți intra să-l căutați, să-l urmăriți. Testare de produse, la fel, am foarte multe produse pe care vi le-am recomandat. Pentru așa ceva sunt clipulețele de tip empty, clipulețele pe care voi nu prea le urmăriți. Și cumva eu rămân surprinsă când primesc astfel de întrebări sau de cerințe în ideea în care am deja asta pe canal. Așa că pentru cei care își doresc să vadă genul acesta de conținut, trebuie să mă urmăriți. Trebuie să-mi urmăriți daily vlogurile, trebuie să-mi urmăriți clipulețele de tip empties, pentru că eu acolo vă arăt mai multe. Mai departe, altcineva îmi spune salut, ai vizitat vreodată Republica Moldova, te urmărim de aici. Mulțumesc tare, tare mult, nu am vizitat Republica Moldova, tare mult îmi doresc să ajung acolo, îmi doresc să fac niște cursuri cu câteva fete trainer de acolo, știu că pe domeniul de manicură sunt foarte pricepute și au foarte multe secrete, așa că îmi doresc tare, tare, tare mult să ajung acolo, îmi plac foarte tare dulciurile de acolo și mi-ar place să merg să testez mâncarii, tare mult îmi doresc să ajung și cu siguranță că de curând o să ajungem și acolo. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Cineva mă întreabă, ți dorești copii? Da, îmi doresc copilași. Îmi doresc 2, 3, cât o vrea Dumnezeu să-mi dea. Dar nu acum, nu este momentul potrivit. Trebuie să facem nuntă, trebuie să ne căsătorim mai întâi, iar copilașii vor veni mai apoi. Dar ne dorim amândoi copii. Cum te-ai cunoscut cu Florin? Cum e să locuiți împreună? Aveți bani la comun? Pe Florin l-am cunoscut în sală, el era antrenor personal, eu în perioada respectivă făceam antrenamente personale cu o colegă de-a lui și ne-am intersectat acolo, ne cunoșteam așa din sală, iar abia apoi am început noi să vorbim și să ne cunoaștem mai bine. Cum e să locuiți împreună? Este foarte bine. Noi oricum și înainte mai stăteam împreună, adică nu-i ca și cum doar acum a fost mutarea așa. Este foarte bine. Cu ocazia asta cred că, nu știu, cunoști altfel un om și vezi și defectele și calitățile, îl vezi și fericit și supărat și stresat și altfel te apropii de o persoană. Eu așa tind, cred, și cumva este și mai ușor când duci totul în doi. E foarte bine. Aveți bani la comun? Nu, nu avem bani la comun. În schimb, când este vorba să plătim ceva, plătești care cum mă apucă, deci nu-i cumva o regulă că tu plătești facturi, eu plătesc mâncare sau invers. Pur și simplu, când trebuie să cumpărăm ceva pentru casă, cumpără cine reușește primul, cine ajunge sau e mai aproape sau
În orice caz, dar nu avem bunuții la comun. Mai departe, de unde ai cumpărat agenda pentru ziua Danei? Mulțumesc! Să știți că a fost o agendă cumpărată de pe un site dintre ăsta. Pur și simplu am căutat pe internet și am găsit pentru câteva fete care m-au întrebat în perioada aceea când am filmat cadourile. Să știți că am lăsat link, acum nu l-aș mai găsi, că a trecut ceva timp de atunci, dar pur și simplu de pe un site din acesta de pe internet. Adică puteți să căutați orice fel de agendă și o personalizați sau găsiți așa simpli, nu este foarte complicat. Mai departe, cred că o să trecem la întrebările... Nu, mai avem încă una, după care trecem la întrebările legate de nuntă, că sunt extrem de multe. Cineva îmi spune, bună Andreea, cum îți găsești motivația pentru sală? Trec printr-o perioadă mai grea, având grijă de părinții bolnavi și mă consum plângând și vreau să mă reîntorc la sală. Și am zis să îți cer sfatul. Pentru a putea avea grijă de ei, trebuie să fiu puternică și în sală m-ar ajuta, dar nu mai am motivație. Să știți că motivația cumva dispare la un moment dat. Niciodată nu o să fii constant motivat. Ce te ține legat de sală sau ce te ține să ai o rutină este disciplina. Cumva pe mine sala m-a disciplinat din mai multe puncte de vedere. Nu doar din punctul ăsta de vedere că reușesc să merg și să mă țin de o alimentație și să mă țin de sală, m-a disciplinat așa în viață, în general. Nu știu cam cum ai putea să-ți găsești motivația într-o situație de acest gen. Cumva recomandarea mea ar fi să vezi sala ca pe o plăcere, ceea ce se întâmplă acasă, în general cu familia. Să rămână acolo, să te detașezi puțin, să conștientizezi situația lucrurilor și să iei cumva totul fără să te îngrijorezi atât de mult. Eu asta am învățat de-a lungul timpului. Eu sunt o persoană care se stresează din orice și cumva în timp am învățat asta de la Florin. Florin este o persoană foarte echilibrată și în orice situație el găsește o soluție, chiar și dacă este nevoie de ceva de pe o zi pe alta. Eu mă stresez extrem de tare, am ajuns în punctul în care am făcut depresii datorită faptului că m-a stresat foarte tare, aveam constant dureri aici în piept datorită stresului, pentru că în mintea mea îmi imaginam totul dus la un nivel mult mai grav și apoi am conștientizat că de fapt lucrurile se pot rezolva, orice situație are o rezolvare, o soluție, așa că motivația la sală cumva nu se capătă într-un anumit fel, acolo intervine disciplina. Dacă îți place, o să-ți găsești timp și chef să mergi, dacă nu, înseamnă că nu e o perioadă potrivită pentru asta. Spre exemplu, eu am avut o pauză de la sală din luna octombrie inclusiv, deci n-am mers octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie deloc. Luna aceasta n-am mers deloc, urmează să mă reapuc, dar pur și simplu nu am simțit că am energie, nu aveam chef să merg și atunci am zis, nu este nicio problemă, o să fac pauză acum și când o să simt o să merg, decât să merg și să nu fac nimic, am preferat să nu merg deloc. Bun, haideți să trecem la întrebările din nuntă, că sunt foarte, foarte multe. Cineva îmi spune, ce ai simțit atunci când te-a cerut de soție? Am fost și eu acolo, a fost super momentul. Mulțumim! Am avut emoții, ca toată lumea de altfel. A fost un lucru la care nu m-am așteptat, nu am știut că o să se întâmple. Chiar cineva m-a întrebat și o să vedeți că o să fie o întrebare așa. Cineva mă întreabă dacă am știut că o să fiu cerută. Nu am știut. Dacă aș fi știut, v-aș fi spus. Sau în orice caz, n-aș mai fi avut reacția respectivă. Nu m-am așteptat, nu am știut. În momentul în care ne-a urcat pe noi pe scenă, am crezut toate fetele că urmează să colindăm sau să urăm sau să surcovim sau să cântăm la mulți ani sau să facem orice altceva. Nu mi-am imaginat pentru ce o să ne cheme din nou pe scenă și a fost un lucru la care nu m-am așteptat, dar m-am bucurat foarte, foarte tare. Altcineva îmi spune, sunteți tare minunați ca și cuplu Andreea. Mulțumim tare, tare mult! Din nou o întrebare cumva la care nu pot să zic că am un răspuns. Eu am trecut deja prin întrebări pentru că le-am transferat de pe un telefon pe celălalt. Cineva mă întreabă ce părere ai despre o relație de 5 ani în care ea își dorește foarte mult să se căsătorească, însă el nu a cerut-o încă. El știe că ea își dorește. Felicitări pentru relația frumoasă pe care o aveți, tu și logodnicul tău, vă admir.
Mulțumim tare, tare mult. Să știi că nu am un răspuns pentru asta. Bănuiesc că dacă m-ați întrebat, cu siguranță persoana care mi-a adresat întrebarea o să se uite la acest clip. Nu am un răspuns anume. Nu știu ce să vă spun. Cred că lucrul ăsta se întâmplă, nu știu, când trebuie să se întâmple și cu persoana potrivită. Toate vin atunci când trebuie să vină, să știți. Printre clientele mele am avut fete cu relații de 10 ani, de 9, 8 ani, 10 ani, 12 ani, care n-au fost cerute din căsătorie și ulterior au încheiat relația respectivă, au început o altă relație și au ajuns să facă pasul acesta după 3 luni, 4 luni, 1 an, așa că nu este nimic scris și bătut în cuie. Tind să cred că poate nu este persoana potrivită, aceea lângă care stai, și atunci cred că ar trebui să-ți pui un semn de întrebare sau pur și simplu să aștepți. Poate, nu știu, nu este momentul, nu știu, nu am un răspuns pentru asta. Pur și simplu, nu știu, trebuie să faci ce simți. Altcineva mă întreabă, te așteptai la un așa frumos sfârșit de an și emoționant? Nu, nu m-am așteptat, v-am spus deja că nu m-am bănuit nimic, nu am știut nimic. El nu s-a dat de gol cu absolut nimic. Noi mai aveam așa discuții, dar nu se concretizase nimic cumva în genul acesta și în direcția aceea, așa că nu m-am așteptat nici măcar o secundă. Ia să vedem. Când o să faceți nuntă? Cât de curând? Nu o să vă spun exact când. Noi am stabilit deja cu Uniunea Civilă care urmează să se întâmple, dar o să vedeți aici pe canal când o să fie. Nu o să vă spun exact când. Nunta la fel, avem un plan așa ca idei când vrem să fie, dar din nou nu o să vă spun de pe acum, o să vedeți cu timpul, o să vedeți la momentul potrivit, dar noi am discutat despre asta și facem demersuri în direcția respectivă. Altcineva mă întreabă dacă știam că o să fiu cerută în căsătorie, să fiți fericiți mulți ani de acum înainte. Nu știam și cumva, dacă aș fi știut, probabil că nu m-ar mai fi cerut. Cu siguranță și-a dorit să fie o surpriză și a fost, așa că n-am știut absolut nimic. Ia să vedem de unde... Altcineva mă întreabă, îți dorești cu adevărat să te căsătorești și dacă da, cum rămâne cu visul de a te muta în Brașov? Genul acesta de întrebare mi se pare cumva răutăcioasă și prea directă. Sincer, m-a deranjat un picuț când am primit-o. Da, îmi doresc cu adevărat să mă căsătoresc, altfel nu aș fi făcut pasul ăsta. Credeți-mă pe cuvânt că am văzut cereri în căsătorii în care fata a zis nu. Așa că nu, cumva dacă nu-mi doream, nu făceam pasul ăsta, nu se ajunge aici. Da, îmi doresc cu adevărat să mă căsătoresc. Și persoana respectivă îmi spune cum rămâne cu visul de a te muta în Brașov. Visul meu de a mă muta în Brașov a venit la pachet cu Florin. Florin a locuit în Brașov. Cumva de asta am și făcut drumuri foarte dese acolo, pentru că el a mers cu treabă de cele mai multe ori. Dar visul meu de a mă muta în Brașov a venit datorită lui Florin și cu siguranță o să facem pasul ăsta tot împreună. Noi în continuare ne dorim să ne mutăm în Brașov. Faptul că ne căsătorim, cu atât mai mult ne leagă și mai tare și ne dă încredere să facem acest pas. Și cu siguranță o să-l facem, asta nu are nimic de a face cu faptul că eu aș renunța la ceva ce-mi doresc. Din contră, este o susținere și mai mare, așa că în continuare o să ne mutăm la Brașov. Faptul că aleg să mă căsătoresc nu îmi oprește cu nimic orice vis sau nu îmi face rău, din contră îmi face bine. Mai departe, v-ați gândit în ce an o să fie nunta? Știu că e ceva greu de planificat. Pentru noi n-a fost deloc greu de planificat, știm când o să facem nunta, știm în mare cam cine dorim. Avem așa o idee și legată din nași, dar o să vedeți cu timpul. Nu, pentru noi nu este greu. Bine, probabil o să fim în stres atunci în perioada respectivă, dar am început să facem demersuri în direcția respectivă. Totul vine natural și când trebuie să se întâmple. Și noi n-am mers pe premiza aceea că dacă m-ai cerut în căsătorie anul ăsta o să faci nunta peste 5 ani. Nu, adică nu o să dureze atât, dar o să aflați la momentul potrivit.
Mai departe, cineva mă întreabă ce program folosești de editat. Mulțumesc, cu tot dragul, o să-ți spun. Eu pentru YouTube folosesc aplicația InShot, o să vă inserez eu pe aici. Plătesc la ea, anumite edituri îi plătesc, dar în rest ea este gratuită. Pe parte de muzică folosesc Epidemicul, Epidemic Sound, pe care tot așa îl plătesc. În rest pentru Instagram am... dar nu am aplicații așa multe. Pentru Instagram folosesc 2-3 aplicații de editare, dar nu întotdeauna meditez pozele. În mare cam asta este. Nu am foarte multe. Altcineva mă întreabă unde te-ai mutat. Cu siguranță nu o să vă spun unde m-am mutat. Asta ține și de siguranța noastră și clar nu o să vin aici pe YouTube și o să vă spun unde. Dar ne-am mutat tot în Piatra, într-un alt apartament, ca să-mi fie mie mai ușor să pot lucra de acasă. Cam atât momentan cu întrebările. Mai am foarte multe întrebări la care nu v-am răspuns, dar nu-mi doresc să avem un clipuleț foarte lung. Aș vrea ca acest clip să fie de 10-15 minute, cât să facem o introducere. Să știți că am foarte multe daily vloguri filmate, editate, dar nu am să le postez pentru că trebuia să facem introducerea așa în an. Dar o să vedeți clipuleții și mai de la începutul lunii ianuarie, când filmez eu asta, este 14 ianuarie. Nu știu când o să apară la voi clipulețul, sper eu undeva pe 15, îmi doresc să încep să filmez din nou, dar a fost o perioadă atât de încărcată și atât de grea pentru mine, așa că abia de acum ne intrăm în normal cu clipurile, dar o să avem clipuleții foarte, foarte multe și o să fie super interesante, așa că dacă acesta este primul clipuleț în care mă vedeți, abonați-vă că o să urmeze clipuri foarte, foarte interesante. Cam atât pe astăzi, vă îmbrățișez, să aveți grijă de voi, să aveți un an bun, plin de realizări. Și noi ne vedem în clipulețele ce vor urma, clipuleții care sper eu să meargă așa într-un ritm foarte alert, să nu mai avem pauze atât de mari. Aveți grijă de voi, vă pup și vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem în clipulețul următor. Pa, pa!